Bună, dragilor, și mă bucur să vă am aici alături de mine. Hai să vedem despre ce vor să ne vorbească astăzi cărțile. Despre ce anume? Un 5 de cupe văd aici, spânzuratul și totuși avem și această carte a temperanței. Ceva a venit ca un boom aici în viața cuiva, pentru că văd și aici turnul, ca ceva surprinzător, poate pentru un taur sau pentru un rac, ceva care a dezamăgit și care a adus dureri de cap. Și e necesar ca lucrurile să fie văzute cumva dintr-o altă perspectivă pentru a vindeca această situație. Dacă e cazul să se vindece în momentul de față, ok? Pentru că lucrurile pot fi cumva, la ce mă refer eu, anumiți oameni sau pentru anumiți oameni ne putem ruga de la distanță și le putem transmite energia noastră cea mai bună, dar fără a-i lăsa prea mult să ne influențeze cumva cursul vieților noastre. Hai să văd de ce acest 5 de cupe. De ce acest 5 de cupe? Ceva a venit ca un boom pentru cineva. Din nou, această energie de taur sau fecioară capricorn, cineva care nu se aștepta la așa ceva. Cine este acest rege de monede? Doi de monede. E cineva pentru care tu trebuie să iei o anumită decizie, cumva. Și în același timp, vestea care a venit din partea ta, se spun, e ca un boom care a venit, cred eu, din partea ta, înspre această persoană și a trebuit să muncească pentru a-și menține echilibrul, ok? Cineva poate din trecutul tău și de ce acest card spânzuratul? Și am întrebat totuși cine este această persoană. Cineva pentru care tu e necesar să iei o anumită decizie sau în conexiunea aceasta e necesar să iei o anumită decizie. De ce doi de monede în cine este această persoană? Asul de bâte. Pentru că vezi tu, există atracție aici din partea acestui om pentru tine. Dar lucrurile se desfășoară foarte încet. Și energia ta este această, ești în această energie a reginei de spade. O persoană care se îndreaptă către un nou început în viața personală. Către a studia ceva anume, iarăși ceva ce iubește să facă și să studieze. Poți să alegi o nouă cale pentru tine. Ceva care să îți ridice vibrația și să îți deschidă inima mai mult și mai mult. Ceva care să-l faci cu drag. De ce spânzuratul? De ce spânzuratul? Ce vrea să spună acest card al spânzuratului? Da, avem luna aici și 9 de monede. Faptul că tu te-ai eliberat aici obligă această persoană să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Și am spus obligă și nu
cred că am spus degeaba, cumva așa mi-a venit să spun și în același timp privește ca pe o decepție. Da, tu ești în această energie a noului de monede, dar sper să rezoneze, pentru că simt că este un mesaj foarte specific în seara aceasta. Acum, temperanța vorbește despre timp necesar să treacă, despre răbdare, echilibru, ok? Necesitatea aceasta de a păstra echilibrul. De ce temperanța? Ce vrea să spună temperanța? Și văd... Au venit aceste cărți și au venit întoarse. Oricât aș vrea să le citesc în poziție normală, hai să încercăm să vedem care este mesajul așa. Deci avem regele de bâte, poate fi un săgetător aici, cavalerul de spade și nouă de bâte. Nu știu, această persoană simte că pur și simplu nu mai poate face nimic în această conexiune? Pentru că au venit aceste cărți întoarse, cumva nu mai poate veni în direcția ta, nu mai are acces la energia ta și nu știe cum să procedeze pe mai departe, tu te-ai eliberat. De ce temperanța aici? De ce vrea să spună temperanța și aceste trei carduri întoarse? Regele de bâte, cavalerul de spade și nouă de bâte. Soarele, da, tu te-ai eliberat. Și asta să știi că îi face pe cei din jur, mai ales această persoană, să te urmărească. Să îți urmărească fiecare pas. Și e posibil să fie mai multe persoane aici. Pentru că văd aici trei pași. Poți să ai de a face cu un semn de aer, de foc. Mai mult simt a fi energia ta acest paj de bâte, dar poate fi și o altă persoană. Semn de pământ. Persoane care te privesc în această energie foarte sigur, sigură pe tine și cu acest soare te eliberezi. Te eliberezi și te încrezi cumva că divinitatea te va conduce acolo unde este menit tu să fii. Te transformi în acest co-creator cu universul. Da, asta nu înseamnă că pur și simplu vei aștepta ca lucrurile să vină în viața ta într-un mod fără ca tu să le imaginezi cumva. Nu așa. Dar, da, te transformi într-un co-creator cu universul. Într-un adevărat co-creator. Tu ești oricum co-creator cu universul, doar că poate până acum nu ai avut suficientă încredere în acest lucru. Poate că până acum ai avut parte de oameni în viața ta care care erau intențiile acestor oameni? Pentru că, spun la trecut, erau pentru că simt că tu te-ai eliberat. Care erau intențiile acestor oameni față de tine? Să te păstreze blocată, 8 de cupe întors. De ce 8 de cupe? Ce vrea să spună acest 8 de cupe? Și oamenii ăștia nu mai au acces la energia ta. Pur și simplu, poate pentru simplu fapt că nu vă întâlniți zi de zi sau f-
felul în care tu reacționezi și acționezi acum te face mult mai sigur, sigură pe tine. Și asta îi face să se gândească și în același timp să se simtă ușor decepționați, deși nu știu de ce. De ce 8 de cupe în intențiile lor? Pentru că intențiile lor nu erau dintre cele mai curate cu acest 8 de cupe întors. De ce 8 de cupe în intențiile acestor persoane? Regele de spade. De ce? De ce acest 8 de cupe întors și regele de spade? Pur și simplu simt aici o energie care nici nu te las, dar nici nu te iau cumva. De ce aceste cărți? 6 de bâte. Și asul de monede. Asul de cupe. 10 de monede. Nu, chiar nu îmi retrag cuvintele. Simt aici că ai avut de a face cu cineva care își dorea să te țină blocată într-o anume situație. Nu știu pentru cine rezonează această citire. Voi să-mi spuneți. Dă-mi, te rog, niște previziuni pentru această situație. Care sunt previziunile pentru această situație? Doi de cupe. 8 de cupe, diavolul, 6 de monede și 3 de spade la baza pachetului. Ține de tine, să știi. Ține de tine și vom extrage și un sfat, dar aceste persoane nu vor renunța. Dacă e o persoană sau mai multe persoane din anturajul tău, nu vor renunța atât de ușor la energia ta. Și ai grijă să nu, poate fi ceva la muncă aici. Care este sfatul tău? Care este sfatul tău? Pajul de cupe. Să îți asculți cumva intuiția și eremitul, da. Să fii atentă la persoanele în care te încrezi în următoarea perioadă. Cumva mi vine aici această idee cu acest eremit că poate și numărul 16, acesta este turnul. Nu, să nu te întorci în nicio conexiune, în nicio relație, nicio, nu știu, ce anturaj din care ai ieșit tu în ultima perioadă, pentru că îți va aduce conflict, îți va aduce conflict. Da, sper să rezoneze pentru cineva aici, e un mesaj destul de specific. Și asta e energia pe care am primit-o, asta am cerut. Da, asta dau mai departe. Vă mulțumesc pentru faptul că am atins cei 10.000 și chiar din tot sufletul meu. Pentru citiri personale îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail pentru energiile feminine și cu siguranță vă mai aștept aici. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!